Salutare și bine v-am regăsit. Am început aici seria testelor. Avem aici un lanț Windsor. Pentru drujba cea mică. E el mai similar foarte mult cu cel chinezesc. Nu e un scump, e 30 de lei. Știți că eu testez multe chestii și am să-l testez și pe ăsta. E un lanț semi-chisel. O să-l testăm în comparație cu Pico Super. Haide mă, dacă ai și focalizat pe el un pic, să-l vedeți că ăsta măcar e ștanțat față de cele chinezești. Uitați, Windsor 50R. O să-l pun pe drujbă acea mică și să vedem cum taie în comparație cu Pico Super. Lanțul meu de comparație. Lanțul Windsor. Lanțul Pico Super. M-a apucat seara. Da, acum să vă spun părerile despre lanțul Windsor pe care l-am pus aici deja. Imediat după ce am tăiat primele alea două felii, a venit cineva și m-a dus și am tăiat vreun metru de lemne, amestecătură, tărie și vreo 5-6 buturuși noduroase, groase. Și ia uitați-l cum se prezintă la dantură, se prezintă excelent. Nu-s dinții umflați, nu sunt înfloriți. Deci, pe acesta îl recomand. Eu fi mai rapid Pico Super, dar, bineînțeles, dar ăsta este un lanț decent la 29 de lei, luat de pe OMAC Tools. E un lanț decent. Și față de chinezărie. Cam aici și chinezăria aceea, veche. La care dinții, dacă tai două bucăți de salcâm, m-au înflorit deja. Ia să vedem dacă fac eu să focalizeze. Da. Sunt, ia uitați, sunt negri în vârf, materialul prost,
Se umflă imediat și face bavure. Ia uite, acolo în sus. Pe ăsta cumva mai zis atunci, nu îl recomand. În schimb, ăsta, da, dinții intacti după tăiat numai de uscătură. Da, Pico super aici. De el nu mai vorbim, cel mai bun lanț pentru drujbele mici, gama hobby și cel mai ieftin. Acolo de unde le au eu. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, să fiți sănătoși și la revedere!